Să moară, mă, să uitați-vă cât de retard sunt, că nu mai știu ce am vrut să spun cu lucrurile astea. Nu pot să-mi dau seama. Doamne, deci nu vine să crece lapsul sau. Hei, salutare frații mei peloponezi. Băi, astăzi am început vlogul puțin altfel. Să facem vlogul astăzi puțin altfel. Pentru că o să încerc să fac ceva să fie mult mai, nu știu cum să zic, mai antrenant. Mă scuzați că mănânc, dar sunt în pauză. Mi-a și eu micul dejun. Este ora 10:40, am micul dejun și continuăm drumul către Livingston. Ca de obicei, în prima zi a săptămânii mele de muncă, care pică duminică, tot timpul mergem, de fapt 95% mergem în Scoția, la Livingston. Și astăzi la fel, avem în spate camionul cu un vagon single, marfă congelată. Mergem la Livingston și vă povestesc ori pe drum, la dus, ori la întoarcere. Nu știu momentan încă, să vă povestesc ce am de gând să fac. Așa că rămâneți cu mine, vlogul de pe a început.
Invitați-mă pe Peloponezi. Am ajuns la Livingston, am și descărcat. Chestia e că acum trebuie să aștept vreo 2 ore ca să-mi vină un vagon de undeva de la Aberdeen, adică din nordul Scoției. Aștept să-mi aducă un coleg ca să mă pot duce acasă. Avem timp de așteptat, este duminică, avem timp călău. Tocmai mi-a lăsat vagonul meu aici pe stradă, suntem paralel cu autostrada M8. Băi, și în video de astăzi, nu știu dacă am făcut până acum vreun video în care să vorbesc despre asta, adică nu mi-aduc aminte să fi făcut. Dacă am făcut vreun video în care am mai spus chestiile astea, atunci îmi cer scuze pentru că v-am răpit timpul. În video de astăzi o să vorbim despre lucrurile pentru care nu trebuie să te apuci de șoferie, lucrurile rele, lucrurile care te pot încurca, lucrurile care îți pot face viața mai grea, lucrurile pe care ar trebui să le iei în calcul în momentul în care te apuci de această meserie. Așa că haideți să începem, nu știu câte sunt, nu mi-am făcut un plan în cap ca să mi le enumăr, dar haideți să începem cu câteva lucruri. Haideți să începem cu primul lucru, care în viziunea mea cred că este unul dintre lucrurile cele mai greu de suportat în meseria asta. Și vă spun imediat, este vorba despre singurătate. Și am pus camera aici, tocmai ca să vedeți cum stau unii și își petrec weekendul, care de multe ori poate fi mult mai lung decât 24 de ore sau 45 de ore. Luați în calcul că aveți multe weekenduri în care sunt restricții de circulație, weekenduri în care nu puteți circula, nu știu, zile în care probabil nu aveți încărcări, zile în care se decalează descărcarea și atunci va trebui să stați foarte mult timp și nu de fiecare dată veți avea norocul să aveți pe cineva în jur. Posibil să stați într-o zonă industrială, cum este asta de aici, în care, după cum vedeți, nu ai cu cine să vorbești, nu ai cu cine să socializezi, va trebui să stai cam tot timpul în cabină, să te ocupi timpul cu altceva. În principiu cu internet, rețele sociale, vorbit acasă, filme, jocuri, orice altceva, dar nu ai de făcut absolut nimic. În plus de asta, există, din păcate, cazuri în care, din cauza, nu știu, problemelor familiale, din cauza depresiei, din cauza depresiei cauzate de meserie, de singurătate, de alte probleme, de N feluri de probleme, bani, financiare, fel și fel de probleme, șoferii și-au pus capăt zilelor în parcări. În parcări goale, să nu fie văzut de nimeni, sau nu știu, gen, gândiți-vă că poate vă vine rău într-o parcare în care nu este nimeni, sau vă vine rău aici, în zona asta industrială, nu ai pe nimeni, nu apuci să pun pe telefon, să suni sau să informezi pe cineva că ți-e rău sau chestii de astea. Deci, în primul rând, cred că singurătatea este unul dintre factorii care îngreunează meseria asta mult, mult și tot mai mult. Eu vă spun sincer și probabil cei care mă urmăriți de mai mult timp, știți foarte bine la mine că am renunțat la a face această meserie pe comunitate în principiu și din cauza, adică în foarte mare parte și din cauza asta. Nu suport singurătatea, nu suport să nu vorbesc, nu știu, nu suport să nu socializez cu cineva și tocmai de asta mi-a fost foarte, foarte greu pe comunitate, trecând foarte greu weekendurile, pentru că e greu să găsești oameni cu care să poți să vorbești, oameni care vor să facă și altceva în afară de a bea sau de a se lăuda cu ce au sau ce nu au și tot așa. Deci unul dintre lucrurile care trebuie să vă gândiți bine sau pentru care nu ar trebui să faceți meseria asta este singurătatea. Să trecem la am ajuns la punctul 2. Al doilea punct pentru care nu ar trebui să te faci șofer ar fi faptul dacă visezi să te îmbogățești din asta. E un subiect tabu și văd din păcate în mediul online, văd din păcate chestia că toți zic, domne, ești șofer, te vei îmbogăți. În niciun caz. Toți banii ăștia, din păcate, vin la pachet cu anumite sacrificii pe care trebuie să le faci. Și atunci trebuie să te gândești dacă banii ăștia merită sacrificiile făcute. Pentru că, să vă dau un exemplu, sunt oameni care câștigă mult mai puțin ca noi, da? Făcând meserii mult mai ușoare, să spunem, sau mult mai
meserii în care nu trebuie să faci așa multe sacrificii. Deci sunt oameni care câștigă mult mai puțin și sunt mult mai fericiți și probabil strâng chiar și mai mulți bani decât noi. Ar trebui să te gândești faptul că dacă alegi să muncești ca și șofer pe comunitate, da? Trebuia să specific ceva la început. Toate chestiile astea, toate minusurile astea pe care le spun eu acum, sunt cumva pentru șoferii care aleg să muncească departe de casă, adică nu local. Sper să înțelegeți chestia asta. Ok, revenim. Faptul că tu stai plecat, ar trebui să te gândești că o mare parte din banii pe care câștigi va trebui să îi cheltui de obicei prin toate țările prin care treci. Iar asta înseamnă din, să spunem, din păcate, nu știu dacă e din păcate să nu înțelege. Asta înseamnă că va trebui să cheltui bani în toate țările astea, iar banii ai vei cheltui în euro sau în moneda respectivă, în țara respectivă. Și ar trebui să te gândești faptul că tu trebuie să faci cumpărături săptămânal, cumpărături pe care poate nu a pus să le mănânci și va trebui să le arunci pentru că expiră și atunci sunt niște bani irosiți, da? Va trebui să te speli, da? Sunt bani cheltuiți, va trebui să speli haine, sunt bani cheltuiți. În plus de asta, fiecare are tabieturi, da? Sau vicii, poate ceva de băut, poate ceva de fumat și atunci o să vezi că de fapt, banii se cam duc, adică nu prea ai ce să spun, să pui deoparte sau să te îmbogățești, pentru că mulți au termenul ăsta, domnule, te îmbogățești, devii șofer, te îmbogățești, în niciun caz. Și atunci va trebui să te gândești bine, dacă faci meseria asta cu gândul că vrei să te îmbogățești sau că vrei să faci bani sau o faci doar pentru bani, din punctul de vedere, este mai bine să nu faci meseria asta. Pentru că nu vei reuși. Am ajuns și la al treilea lucru și sper că acum e mai ok cu zgomotul de fond. Timpul. Văd foarte mulți tineri, în principiu, care consideră că au mai mult timp făcându-se șoferi. Dom'le, că ai timp pentru tine, ai timp să faci mai multe lucruri. Din păcate, nu prea o să mai ai timp de nimic altceva. Timpul tău liber, 100% liber, nu va fi nici în weekenduri, nu va fi nici când vei sta pe parcare, nu va fi nici când stai la încărcare câte, nu știu, 10 de ore sau 5-6 ore, nu va fi nici când aștepți pe parcare vreo încărcare, nici nicăieri. Timpul tău liber va fi doar când vei sta acasă alături de cei dragi. Și o să vezi că, de fapt, timpul ăsta se scurge foarte repede. Știți foarte bine că pe comunitate au început să se stea perioade acum ceva mai mici, dar în trecut se stau perioade foarte mari, de la 3 luni în sus, chiar și 6 luni, foarte mulți. Și o să vedeți că nu o să aveți timp de nimic dacă ați munci în modul ăsta. Nu o să ai timp de nimic, pentru că timpul tău liber, v-am spus, o să-l petreceți cum stau și eu acum, da? Așteptând 2 ore după un vagon. Nu ai alte oportunități de a face ceva. Dăm prin absurd, v-ați parcat probabil într-un weekend mai aproape de oraș sau chiar în oraș, puteți face să vă plimbați sau chestia asta, dar asta nu înseamnă că veți avea mai mult timp liber. Meseria asta, din păcate, ocupă foarte mult timp, chiar și muncind local, muncești foarte multe ore și atunci timpul este destul de limitat. Cu siguranță nu vei avea timp de foarte multe lucruri și atunci va trebui să găsești cumva să-ți împarți timpul liber, nu știu, gen între familie, prieteni, hobby-uri și tot așa. Și atunci o să vedeți că e destul de greu. Eu lucrez local și mă confrunt foarte grav cu problema asta. Adică pentru mine e o problemă foarte gravă, lipsa timpului. Pentru că am foarte multe activități de făcut. Am și familie cu un copil, soție. Trebuie să mergem să ne plimbăm, să mergem, să nu știu, să vedem, să nu știu ce. Vlogul, YouTube-ul mi ocupă destul de mult timp. Nu știu, gen alte hobby-uri ce le mai am, nu știu, pescuit momentan nu mai fac, dar am ca hobby și mi-a ocupat destul de mult timp în trecut. Cu mașina la fel îți ocupă destul de mult timp, o grămadă de chestii de făcut, mai ales dacă ești pasionat și atunci o să vedeți că nu prea o să aveți timp. Dacă crezi că vei avea timp în meseria asta, niciun caz nu vei avea timp și nu te apuca de ea. Deci dacă sper să ai timp ca și un job normal, nu alege meseria asta. Al patrulea lucru pentru care nu ar trebui să te apuci de meseria asta
este faptul dacă te gândești că în meseria asta vei munci de la 9 la 6. Ia-ți adio, ia-ți gândul de la așa ceva. Meseria asta, din păcate, a presupune întotdeauna, de când a început transportul, presupune foarte, foarte multe ore. Iar pentru unii este de speriat. Eu dacă spun cuiva că într-o săptămână de 6 zile de muncă, da, poți petrece aproape, poți petrece maxim 90 de ore la muncă, deci nu muncă, o punem munca în ghilimele, pentru că munca, conform legilor, este definită ca altceva în meseria noastră, nu este doar ca timp stat, da? Eu faptul că stau acum 2 ore la muncă, pentru ei nu este considerată muncă, asta vreau să înțelegeți. Deci o să vedeți că o să ajungeți să puteți sta la muncă până 90 de ore pe săptămână, ceea ce este enorm. Dacă stați să vă gândiți că orice job, nu știu, normal, da? Sau unul dintre joburile normale, poți sta cam maxim 40 de ore, 45, da? Pune așa, sau hai, pune 60. Tu vei sta până la 90 de ore, ai putea de a sta până la 90 de ore la muncă. Dacă te gândești la... la chestia asta că vei avea un job în care vrei să muncești doar 8 ore, pentru că mulți au impresia că dacă în contractul tău de muncă scrie că norma ta este de 8 ore, tu vei munci 8 ore. Ia-ți adio, nu te gândi la meseria asta, nu ești făcut pentru ea, nu e pentru tine. Vei sta mult mai mult timp la muncă, vei avea foarte multe sarcini de făcut, nu tot timpul vei găsi locuri de muncă ușoare în care ai de făcut doar anumite lucruri. Șoferia implică mult mai multe lucruri decât condusul și atunci chestia asta te va face să muncești foarte mult, adică să stai foarte multe ore la muncă. Nu neapărat să muncești, dar să stai foarte multe ore la muncă. Iar statul ăsta la muncă, din păcate, legiuitor nu-l vede ca muncă. Cu toate că tu nu faci nimic, tu ești tot la muncă, nu profiți de timpul tău liber să faci ceea ce vrei, da? Până la urmă stai... ești la mâna unui dispecer, unui telefon și nu știu ce, știi? Ceva de genul ăsta. Deci dacă te gândești că vei munci 8 ore pe zi, ia-ți adio, meseria asta nu este pentru tine și nu te apuca. O altă problemă a multora dintre șoferi este faptul că trebuie să mai facă și altceva pe lângă doar a conduce. O să vedeți că în meseria asta, în momentul în care o să începeți, o să aveți încărcări la care trebuie să încarci, să descarci greutăți, zi marfă de greutate foarte mare, marfă de volum foarte mare în care te chinui, va trebui să asiguri marfa, deci înseamnă o muncă fizică de multe ori foarte grea. Și o să vedeți că multor să spună, domnule, nu e de datoria mea să fac chestia asta, total greșit. Din păcate, nu e nimic reglementat în chestia asta și atunci o să vedeți că, na, firma te trimite acolo, tu trebuie să încarci. Dacă ea nu te încarcă, tu trebuie să te încarci. Asta e singura chestie. Și o să vedeți că o să munciți destul de mult în multe ocazii. Iar dacă te ferești cumva de chestia asta, atunci meseria asta nu este pentru tine și nu trebuie să o faci. Dacă te crezi foarte comod și nu știu, angajează-te pe autobuz, unde probabil nu va trebui să faci nimic sau doar să cari bagajele pasagerilor, să le bagi în cală și doar atât. Dar în meseria asta, din păcate, ești expus la multe lucruri care implică efort fizic destul de mult și atunci trebuie să te gândești destul de bine dacă vrei să faci chestia asta sau nu. Evident, poți găsi și joburi în care nu faci nimic, adică gen doar muți un vagon de colo-colo și nu va trebui să încarci, nu va trebui să descarci, nu va trebui să legi marfă, nu va trebui să faci nimic. Dar astea sunt excepții. În schimb, în general, șoferul încarcă, șoferul descarcă, șoferul leagă chingi, plase, lanțuri, tot așa. Așa că ia în calcul și chestia asta, iar dacă ești unul dintre oamenii care te ferești să muncești fizic, înseamnă că nu trebuie să faci meseria asta și nu este pentru tine. Nici nu mai știu al câtelea motiv este, cred că al șaselea motiv pentru care nu ar trebui să te faci șofer. Este următorul. Există foarte mulți șoferi care nu înțeleg că ei trebuie să răspundă în fața cuiva sau că cineva le reglementează munca, nu le organizează munca. În principiu, cred că în orice companie de bun simț există oameni care planifică munca șoferului, oameni care sunt atenți pe ceea ce face șoferul și le
le dau indicații pentru următorii pași. Adică șoferul nu poate face de capul lui transport, nu poate face de capul lui lucrul într-o firmă. Șoferul este cumva ghidat de la spate de către un dispatcher, planner, manager, oricine, da? Oricine care știe ce trebuie să facă șoferul. Șoferul, cum ar veni, execută niște ordine. Din păcate, există foarte mulți șoferi în branșa asta care cumva nu suportă această, între ghilimele, supunere, da, ierarhică. Și tot timpul ce domne șoferul e, tot timpul zic, domne șoferul e șeful, șoferul face ce vrea, șoferul nu știu ce, șoferul nu știu ce, șoferul nu știu ce. Nu este așa, cumva trebuie să asculți de către dispatcherul tău, coordonatorul tău, plannerul tău, managerul tău sau, v-am spus, oricine este mai sus ca tine ierarhic în firmă și care știe ce implică, nu știu, activitatea ta de zi cu zi. Pentru că vă dau un exemplu, am fost aici, am descărcat, da? Nu puteam să fac de capul meu acum ceva, ce să fac de capul meu, nu? Trebuie să știi ce să faci, trebuie să urmezi instrucțiune pe care ți le dau ei. Evident, aceste instrucțiuni și acest planning făcut din timp ar trebui să respecte niște reglementări, niște legi destul de bine scrise, negru pe alb și tot așa. E, aici intervine cumva și partea legislativă, pentru că activitatea noastră a șoferilor, da? La articolul 10 o să vedeți că din 561 o să vedeți că plannerul este răspunzător pentru tot ceea ce face șoferul. Plannerul face, sau coordonatorul, sau cum vreți voi să-i spuneți, dispatcherul, el coordonează toată activitatea de transport, deci nu șoferul. Deci cumva suntem din start supuși, între ghilimele, celui care face acest planning. Și dacă ești unul dintre oamenii care nu suporți să faci ceea ce ți se spune sau ce ți se indică, atunci meseria asta nu este pentru tine și evident că nu o să o poți face. Aici nu intrăm în detalii la modul, domne, trebuie să, dacă dispatcherul spune conduci 12 ore, trebuie să conduci 12 ore. Nu, v-am spus, trebuie să se respecte reglementările din regulament, legile actuale și tot așa. Și atunci există o bună colaborare între amândoi. Chiar dacă sunt firme și dispatcheri și planeri care cumva duc mereu la limita aceste reglementări, să știți că nu le fac din dorința de a le depăși sau de a lua amenzi. Nu, le fac pur și simplu din dorința de a ajunge la îndeplinire sarcinile, dar respectând legislația actuală, reglementări, legi, articole, draci, laci, maci. Ați înțeles? Deci dacă ești unul dintre acei încăpățânați care, domne, eu sunt șeful, eu centrez, eu dau cu capul, atunci clar meseria asta nu este pentru tine și nu va trebui să o alegi niciodată. Ok, să revenim cumva la oile noastre. Până la urmă n-am mai așteptat acolo vagon, am venit după un vagon la Uddingston, care a fost încărcat de cineva. Am stat pe acolo vreo 2 ore degeaba, după care m-au sunat. Adrian nu mai aștepta că nu ajunge vagonul tău acolo, a întâmpinat ceva probleme la încărcare și dura prea mult. Așa că m-au trimis și am luat vagonul colegului ăsta, ăsta era tramper, și acum se duce și ia vagonul meu la gol, se duce probabil în altă parte să încarce. Era și el bucuros că ajunge la firmă cu vagonul ăsta să-și facă duș. Exact ce vă spuneam mai devreme. Așa zis că se gândește pe unde să oprește după aia, să intre într-un peco să-și facă duș. Vedeți, exact ce vă spuneam, trebuie să faci anumite sacrificii. Dacă nu ești dispus să le faci, evident că meseria asta nu ți se potrivește și probabil nici nu va plăcea vreodată să o faci. Nu mai știu la ce punct am rămas. N-ar trebui să faci meseria asta dacă nu ai puțină plăcere de a conduce, de a accepta noi provocări, să nu-ți fie frică să intri gen, nu știu, gen străduțe înguste, să ai abilitatea de a, nu știu cum să spun, de a te descurca în orice situație. Ați văzut și la mine N situații în care ori am intrat pe străzi care se blocau, ori am
am ajuns aproape sub un pod care era mai mic decât înălțimea cu care trebuia să trec. Și a trebuit să mă întorc într-un loc foarte îngust, plin de borduri, intersecție, etc. etc. Trebuie să ai abilitatea și să nu-ți fie frică. Dacă ai frică asta, atunci evident meseria asta nu e pentru tine și nu ar trebui să o faci. Așa că și asta se adaugă la acea listă cu lucruri pe care nu ar trebui să le... De fapt, lucruri, cum dracu să fie asta? Niște lucruri care nu ar trebui să le faci sau nu? Nici nu știu cum dracu să o explic. Cum să o spun eu, mă, frate? Nu ar trebui să faci... Cum am spus, mă? Bă, am un... Deci sunt atât de retard încât am un lapsus acum. Mi-am pierdut ideile. Lucruri care să nu le faci în mes... Nu, lucruri care... Să moară, mă, să uitați-vă cât de retard sunt, că nu mai știu ce am vrut să spun cu lucrurile astea. Nu pot să-mi dau seama. Doamne, deci nu vine să cred ce lapsus am. Deci nu vine să cred ce lapsus am, frate. Distrug tot vlogul. Chestia asta. Doamne, mi-am pierdut ideea, nu vine să cred. Ok, nu știu ce... Am oprit camera pentru că pur și simplu parcă mi-a luat cineva mințile și am uitat tot ce am vorbit cu voi. Tot ce am vorbit înainte. Deci nu am... Știu așa, nu știu cum dracu am formulat lucruri care să nu le faci, lucruri care pe morții mă singă, că nu mai știu. Deci ca să vă dați seama cât de retard sunt și faptul că în vlogurile mele nu le regizez și nici nu mi le planific dinainte și nu știu. Deci pur și simplu le filmeze exact așa cum îmi ies pe gură, fără să stau să-mi fac vreun plan sau ceva. Dar pur și simplu, frate, nu mai știu cum dracu l-am formulat. Lucruri pe care lucruri pe care trebuie să le accepti ca să nu fac, nu. Deci nu pot să-mi dau seama, vă dați seama cât de retard sunt. Deci stăteam acum și mă gândeam, aș putea să fac asta, să mă opresc acum undeva, să mă uit pe cameră, să văd ce am spus la început. Dar evident că nu o să o fac, numai ca să las cumva, uite mă, nu s-ar muta, băga mea și pula merge de sumătii și în morții mătii. De retard. Tu vă îngâla muie. De căcați infecți. Oh. Deci gata, am ruinat vlogul ăsta. Nu mai știu ce am vorbit, nu mai știu nimic ce am spus. Știu că începusem bine, știu că nu știu ce, știu că la. Dar pe bune că așa o să las vlogul ăsta. Nu tai, nu editez, nu nimic. Îl las exact așa cum a ieșit. Să revin la ce spuneam înainte, să-mi dea sistemul shutdown. Deci încă un lucru pe care trebuie să-l puneți pe lista aia cu lucruri care nu știu cum le-am formulat. Deci ar trebui să să fiți capabili să vă descurcați și în lucrurile în situații limită, tot timpul să luați M3. Bine, boss! Bine, boss! Ar trebui să luați, să fiți capabili să vă descurcați și în situații de astea mai limită, să știți să gândiți limpede, știți să nu vă pierdeți cu firea. Dacă nu puteți face asta, înseamnă că nu sunteți făcut pentru meseria asta și cu greu o să vă descurcați. Băi, hai că mi-am adus aminte. După aproape 3 ore, mie nici m-am gândit la vlog de astea 3 ore, mi-am adus aminte despre cum era formulat tema vlogului. Erau de ce să nu faci meseria asta, lucruri care te fac de ce să nu faci meseria asta. Sau lucruri care există în meseria asta și care te fac să nu faci șoferia. Deci la asta mă refeream. O să vedeți, nu o să tai nimic din tot ce mi s-a întâmplat mai devreme, fix așa o să le pun și pe YouTube. Oricum nu știu când va apărea vlogul ăsta, probabil peste săptămână.
pentru că am deja filmat o grămadă de vloguri anterior și probabil va dura până va apărea. Dar oricum, eu sper și cred că ați înțeles la ce mă referam sau la ce am vrut să fac referire în acest video. Pentru că cumva nu am primit foarte multe mesaje, dar mi-au atras, să spunem, atenția câteva mesaje primite de la cei care mă urmăresc, tot timpul spunând: domne, prea ridici în slăvi meseria asta, adică tu rar spui și părțile proaste. Poate că eu știu că am mai vorbit despre chestia asta, am mai și arătat părți proaste. Nu am zis că e totul roz în meseria asta și nici nu are cum să fie vreodată. Dar am zis, bă, hai cumva să fac așa mai mură în gură, știi? Adică să expui niște lucruri care clar îngreunează meseria asta și pe care probabil mulți nu le-ar accepta sau n-ar ști cum să managerieze aceste situații, pentru că până la urmă sunt niște situații. Toate motivele expuse până acum pot fi niște situații în sine. Și atunci evident că normal cred că te ajută foarte mult să știi cum să deții controlul în aceste situații, că până la urmă de cam despre asta e vorba. Trebuie să deții un oarecare control, ca să controlul ăsta aducându-ți un echilibru, știi, în meseria asta. Echilibru care, nu știu, se împarte mai multe părți, pentru că meseria asta nu e împărțită, nu știu, gen doar A și B. Probabil are mai multe litere și trebuie să găsești un echilibru între toate, știi? Trebuie să te satisfacă financiar, din punct de vedere, nu știu, social sau trasele prietene, nu stau acum să le pun pe ele, dar înțelegeți voi. Trebuie cumva din toate astea să faci, nu știu cum să zic, deci din toate literele astea care formează șoferia, da? Să spunem, trebuie să faci în așa fel încât să formezi o literă perfectă care să-ți mulțumească toate nevoile. Știi? Adică să te mulțumești cu tot ce ți se oferă. Dau un exemplu, uite, cum e la mine în momentul de față, da? Îmi place ce fac, îmi place jobul, îmi place că nu e foarte greu. E ok cu partea financiară, se potrivește pe nevoile mele, nu mai mă deranjează atât de mult faptul că petrec multe ore la muncă, cumva m-am obișnuit sau a devenit o rutină care nu mai mă deranjează atât de mult. Bine, acum în 5 și 4 zile pe săptămână, clar e o diferență destul de mare. Și atunci, în felul ăsta probabil ar trebui să gândească oricine vrea să înceapă meseria asta sau oricine vrea să se apuce de meseria asta. Bă, lăsând la o parte tot ce auzi în exterior, din stânga, din dreapta, de la X, de la Y, cumva tu singur trebuie să iei cum ar veni decizia cea mai bună pentru tine. Adică tu singur trebuie să vezi prin proprii ochi, da? Cum e meseria asta pentru tine. Că e posibil ca, nu știu, dau un exemplu. Jobul meu, da? Ce fac eu aici? Eu sunt fericit, sunt împlinit, sunt mulțumit. Sunt, nu mai știu cum, da? E, dacă vine Vasile Gheorghe, poate Vasile Gheorghe nu o să-i placă, nu o să fie mulțumit cu asta. Nu o să-i se potrivească foarte mult jobul ăsta, nu o să fie pe măsura nevoilor sale. Și atunci, omul ăla ce o să zică? Eu vin în fața voastră și vă spun, bă, ce bine e aici, e ok meseria, îmi place, uite ce frumoasă e meseria, că o fac fără stres, fără nervi, fără multe chestii, da? Și o să vină și Vasile și o să zică, pula mie nu-mi place, ce e aia să mă duc în fiecare zi în Scoția, ce e aia să mă trimite pe mine la Bristol, 10 ore de condus, ce e aia să mă trimite pe mine în Londra, 10 ore de condus, ce e aia, nu știu, ce e aia, ce e aia. Și atunci, cei din afară ce or să zică, bă, stai așa că uite-l pe ăla, e mai vocal, e mai, și oricum noi ca nație, de fapt nu știu dacă noi ca nație, cred că cam toată lumea, cam ea mult mai în serios dacă aude pe unul plângându-se, da? Decât dacă l-ar auzi pe unul care ar spune de bine. Și din păcate am văzut chestia asta că se aplică multora dintre noi, din păcate. Și mulți nu gândesc puțin mai concentrat, adică, bă, stai așa, ăla de ce se simte bine și nu se plânge sau nu știu? Înseamnă că stai așa, omul ăla e mai muncitor, omul ăla, nu știu, n-are pretenții atât de mari. Și asta referitor la un videoclip de acum câteva săptămâni, da?
câteva vloguri în urmă în care am spus că noi ca noi avem foarte multe pretenții, dar din păcate nu prea le acoperim cu nimic, adică nu prea oferim nimic la schimb pentru pretențiile alea. Și acum probabil o să vă dați seama de ce mulți zic: domne, nu te apuca de meseria asta, e urâtă, e nu știu ce, e grea, e multe, multe de astea. Și din cauza asta probabil au zis și foarte puțini care vă vor spune: bă, meseria asta poate să fie și frumoasă. Uite, dacă o faci altfel, poate să fie și frumoasă. Dacă încerci să sari peste stereotipurile care sunt din vechi strămoși lăsate în meseria asta, da? Dacă treci un pic peste, o să vezi că de fapt meseria asta nu e atât de urâtă sau atât de grea sau atât de, nu știu, batjocoritoare sau mai știu cum, da? Și atunci o să vedeți că probabil tot ce am spus negativ în prima parte a videoclipului, da? Probabil o să vedeți că acele aspecte se pot schimba. Omul trebuie să fie maleabil și trebuie să știe cumva să extragă și binele de acolo. Pentru că din toate alea de acolo, din toate răutățile alea cumva, din toate aspectele alea negative, sunt sigur că oamenii care au o judecată și o logică bună pot extrage și părți bune din toate chestiile astea. Și probabil într-un video viitor o să expun mult mai mult și părțile astea care ar trebui extrase din meserie și care o să vedeți că cumva, nu știu, te formează ca un, cel puțin pe cei tineri, tot timpul eu am o vorbă așa între prieteni, domne, că șoferia pe comunitate sau chiar și locală, da? Șoferia este noua armată pentru cei tineri. Pentru că o să vedeți, șoferia vă oferă oarecare, hai să spunem, educație. Poate mulți o să mă certească, zic așa, dar îți oferă oarecare educație și te face să fii ordonat, te învață să respecti. Să respecti nu numai legi și regulamente, te învață să respecti și pe cei din jurul tău. Evident, nu cum fac, bine, poate o să zici: domne, ce respect, că tu arăți că înjuri pe toată lumea. Bă, ai altceva, că înjuri pe toată lumea, asta nu înseamnă că nu respect dacă îl înjuri, știi? Și te învață cumva să fii, te învață cumva să îți creezi un oarecare caracter. Și probabil așa era și înainte, n-am făcut armata, țin minte că am făcut aia, cum se zicea, vizita medicală, ce zicea, încorporarea, nu? Sau cum dracu să zicea, cred că așa e ziceau, cei care au făcut armata poate mă corectați. Am făcut acea încorporare, urmând ca după aia, dacă nu luam bacul, să mă duc în armată. Eram gen ultima generație, în 2006 se întâmpla asta, parcă, da, 2006. Deci, am credința asta, eu așa cred și sunt sigur că meseria asta te șlefuiește ca bărbat. Pentru că vorbesc, n-am, în principiu, în general, în numele bărbaților, pentru că să fim conștienți cei mai mulți. Poate că am respect pentru femeile care fac meseria asta, dar cred că șoferia te poate forma ca bărbat, mai ales dacă începi foarte devreme. Și e un trend așa, ascendent, ca din ce în ce mai mulți tineri să cumva să tindă către meseria asta, chiar dacă o fac doar pentru o perioadă scurtă, realizând după aia că, bă, poate e pierdere de timp, poate e, nu știu, greu, nu mă împac, nu-mi găsesc împăcarea, nu găsesc echilibru, știi, să împart între viața socială, la muncă, bani, chestii, trestii. Văd că din ce în ce mai mulți acced către această meserie, în principiu în România, din păcate, strict doar din punct de vedere financiar, pentru că îți oferă oarecare stabilitate și oarecare, nu știu, oarecare venit peste medie, realizat, cum zic unii, destul de ușor, adică nu cred că e destul de ușor, dar, na, astea, așa sunt vorbele și din păcate cam lumea le ia așa. Sper că nu am fost prea alambicat în explicații. Bine, evident, o să-mi scrieți în comentarii și o să mă enervez, că o să zică: bă, iar ne faci, mă, tu, școală, logică, psihologie, dragi, laci, maci. Nu, eu doar vă expun din punctul meu de vedere, să vă fac să înțelegeți că poate fi o meserie frumoasă și făcută, chiar și o meserie grea, făcută în așa fel încât să o faci ușoară pentru tine. Asta
vreau să înțelegeți, că trebuie să fii puțin deștept, trebuie să fii puțin să meargă bibilica și să fii un pic deștept și o să vezi chiar și o meserie grea poate fi, poate fi ușoară. Băi, nu știu, nu mai lungesc, că probabil o să fie destul de, destul de lung video ăsta. Mai am și eu cam o oră până acasă, e 9, cam pe la 10 ajung și eu acasă, 10 jumătate. O zi prolifică, pentru că azi este duminică, sunt și eu plătit mai bine, prima zi din săptămână. Ce să vă zic, toate cele bune, eu am fost Adrian Cătălin, dați și voi un like, un share, un subscribe, un unsubscribe, un ce vreți voi. Nu uitați și de jocul The Game, găsiți pe, pe blogul trackerboy.ro, îl puteți instala și ca aplicație pe telefon. În momentul în care v-am spus asta, nu știu dacă va porni, dacă este gata jocul, eu așa preconizez, că în momentul în care va apărea acest, acest loc, jocul deja va fi deschis pentru înscrieri. Și ce să zic, dați și voi, cum se zice, dați și voi sfoară în țară.